Constantin Popescu, antrenor la Clubul Sportiv Samurai Olt, și-a pregătit sportivii până acum în localitatea Pleșoiu. De acum însă, prin bunăvoința unor sponsori, clubul își va desfășura activitatea în cadrul Colegiului Național Vocațional Nicolae Titulescu. De aceea, sâmbătă, de la ora 12, va avea loc un stagiu tehnic de pregătire kickboxing și MMA. Antrenorul de arte marțiale va participa cu aproximativ 30 de copii cu vârste între 5 și 18 ani. La întrunire vor participa și 14 sportivi experimentați alături de antrenorul de lupte și kickboxing Alin Popescu, care vin din Drobeta, Turnul Severin. Grație bunăvoinței sponsorului, clubul beneficiază acum de echipament sportiv profesional de ultimă generație, precum saci de box, căști de protecție, mănuși sau scuturi. Pe data de 9 martie organizez un stagiu de pregătire tehnică pe kickboxing și MMA. Invitatul meu este Alin Popescu de la Drobeta, Turnul Severin. Un stagiu de pregătire care îi formează pe elevii mei la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu, începând cu orele 12 pe ramura de kickboxing și MMA pe saltea. Copiii se pregătesc astfel pentru competițiile care urmează, cea mai apropiată fiind cea națională de Kempo, care va avea loc în luna aprilie la București, în sala Apollo, și unde Clubul Samurai va participa cu 10 copii. Concursul este organizat de Yamato Zaharia, președintele Federației Române de Kempo, și vor participa aproximativ 1000 de sportivi de la cluburi din toată țara.